Deșteptarea. Probleme mari pentru patronii de pisici, pentru stăpânii de pisici. Ce pățire? Domne, zice că s-au apărut niște studii acum, din cauza modificării comportamentului uman în perioada asta a pandemiei. Așa. Mai exact, în cazul celor care lucrează de acasă, al telemuncii, pisicile au devenit foarte stresate. Tu vorbești serios? Da. Păi în loc să se bucure, bine, de fapt, cred că cei care se bucură sunt căței. Asta că e. Ei sunt foarte fericiți. Da. În principiu ar trebui să-i bagi în seamă și își doresc să-i bagi în seamă ori de câte ori e posibil. Ideea e că așa cum căței se bucură, pisicile sunt în depresie. Sunt mai sclifosite, ca să folosesc un termen mai... E un studiu publicat de The Times în Anglia, care spune că pisicile au devenit stresate și anxioase de când stăpânii lor lucrează de acasă. E cu cercetători, cu alea cum e la britanici, n-au cum să lipsească, și spune că modificările aduse rutinei unei pisici au întotdeauna potențialul de a provoca stres, deoarece sunt creaturi cu multe tabieturi. Eu știu și oameni cu multe tabieturi care au fost stresați, dar pisicile-s pisici. Zice că ele nu mai au parte de locurile alea liniștite, ele sunt obișnuite în timpul zilei să... Să doarmă... Stea liniștite, da. Să nu le deranjeze nimic. Bă, da, e la modul că ele suferă fizic, adică nu-i dă glumă. O asistentă veterinară spune că pisicile se confruntă acum cu mai multe afecțiuni legate de stres, probleme care nu erau la fel de frecvente înainte de pandemie, cum ar fi, de exemplu, blocarea vezicii la motani și cistita, care au devenit mai frecvente. Bă, adică e treabă serioasă, nu e... Da, 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 vorbim de un studiu. Și zice că din cauza stresului, pisicile au fel de fel de devieri de comportament, respectiv nu mai folosesc litiera. Se răzbună. Nu se și detaliază. Așa. Ce folosesc. Își ling compulsiv corpul, da? Deci se spală în neștire. Într-una. Sau miorle în timpul nopții. Și cum noi avem o comunitate vastă de stăpâni de pisici la Europa FM, ne-au dovedit-o de fiecare dată când a fost cazul, îi rugăm să ne ajute și în dimineața asta cu ceva feedback românesc. Dacă și pisica noastră e stresată în urma lockdown-ului de anul trecut și în urma telemuncii celor în cauză. Deci dacă lucrați de acasă și aveți pisica stresată, se linge în continuu, miorle noaptea, nu mai faci în litieră, se duce numai la WC-ul, dați-ne și nouă un mesaj la 0728-111-222, de preferat audio cu povestioară, sau sunați-ne la 0372069599 să vorbim de pisică sau motan, să vedem cum o reglăm. Da, hai să nu ne limităm, hai să, poate și-au schimbat comportamentul și alte animale, nu știu, poate aveți vreo iguană, poate aveți, țineți acasă vreun șarpe, arici, vreun papagal, un porc de Guinea, un cățel. Orice. Plecând de la pisici, în principiu înțeleg că pisicile au o problemă, sau au avut o problemă în perioada asta. 0372069599, chiar ne-ar face plăcere să stăm de vorbă, sau mesaj audio la 0728111222. Mesaje pe deja WhatsApp. Deja a început, uite, și legat de munca de acasă și pisici, am două și dacă mă duc cu gunoiul, urlă la ușă. Nu știu zău ce să fac, că mă voi întoarce la birou. Se pare că pisicile din România nu au aceleași probleme cu cele din Marea Britanie. V-am rugat să ne spuneți dacă sunt pisicile stresate de când sunt stați acasă, că așa arată un studiu din Anglia. Eu cred că pisicile din Marea Britanie au fost stresate și din cauza Brexit-ului. Adică cred că au fost afectate și de toată avalanșa aia de evenimente care sau... Eu cred că dacă le-am dat acum feedback cercetătorilor britanici, pe baza răspunsurilor primite de la ascultătorii Europa FM, ei ar relua studiul și probabil ar ajunge la această concluzie că de fapt Brexit-ul și nu lockdown-ul a schimbat comportamentul pisicilor. Deci la rugămintea noastră de a ne trimite mesaje dacă pisica voastră și-a schimbat comportamentul de când lucrați de acasă, am primit o sumedenie de poze cu pisici dormind în toate pozițiile și cu mesaje de genul: vi se pare stresată, n-are nicio treabă. Da, niciun stres. E cea mai fericită și așa mai departe. Am primit și un scurt mesaj audio. Bună dimineața, eu nu am pisică, dar de când vecinul meu lucrează de acasă, pisica lui nu mai stă pe acasă, stă tot pe la mine. Florin din Brașov. Asta cu pisici care au mai mulți stăpâni și mai multe locuințe, o tot aud în ultima vreme. Da. Știi că și pochea lui Vlad într-o vreme locuia când la Vlad, când în altă parte. Da, da, până la urmă
i-a plăcut confortul de la Vlad. Și pentru că tu i-ai rugat pe ascultători să ne vorbească și de comportamentul altor animale, am primit de la Dani un mesaj care spune așa: salut, am doi peruși, Georgi și Tommy. Așa. Tommy, de când îi las televizorul deschis, că noi când plecăm de acasă la serviciu lăsăm televizorul deschis, am învățat să strige câțu de atâtea știri cu el peste tot. Deșteptarea